Numărul cazurilor de gripă scade semnificativ. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a spus într-o emisiune la Digi24 că se așteaptă ca până la finele lunii situația să revină la normal. Practic, numărul de viroze respiratorii s-a stabilizat, este aproape identic cu cel de săptămâna trecută. Iar numărul de cazuri de gripă, care au tablou caracteristic clinic, a scăzut semnificativ cu circa 15%. Așa că opinia mea este că, și nu numai a mea, și a altor colegi care lucrează în sistemul de sănătate publică, că va începe scăderea numărului de cazuri de viroze respiratorii în general, de gripă s-a și întâmplat deja, iar până spre sfârșitul lunii februarie vom ajunge la valori care vor fi gestionabile de către sistemul de sănătate fără prea mari probleme. Rafila a adăugat că cea mai sigură măsură de protecție împotriva formelor severe de gripă rămâne vaccinarea antigripală, dar că media celor imunizați în ultimii ani a fost destul de mică și, deci, insuficientă pentru a opri răspândirea virusului. Singura soluție care poți să o aplici într-o astfel de situație este să crești acoperirea vaccinală. Noi nu am avut, din păcate, în România o apetență deosebită pentru vaccinarea antigripală și performanța, dacă vreți, a ultimilor ani a fost undeva în jur de 1,5 milioane de doze administrate. În alte țări europene, care e media? Cum stau lucrurile? Mult mai mult decât în România, pentru că lumea încearcă să protejeze categoriile cele mai expuse, respectiv persoane peste 65 de ani, pacienți cu boli cronice gravide. Și la noi procentul este mic, 1,5 milioane de doze administrate, de obicei, anul acesta a fost chiar ceva mai puțin, nu sunt suficiente pentru ca să oprești transmiterea gripei și mai ales să protejezi persoanele care sunt vulnerabile. Oricum, numărul de decese la care gripa a fost confirmată nu a fost foarte mare, probabil în jur de 10, undeva acolo în jurul cifrei de 10, mult mai mică, de exemplu, decât infecția cu COVID-19, care în fiecare săptămână, în continuare, face între 10 și 20-25 de decese săptămânal.